De pregătit, aș vrea să discutăm în continuare. Ați declarat recent că ați început să revedeți planul în cazul unui atac chimic în vecinătate. Ce înseamnă pregătire pentru un atac chimic? Despre ce vorbim? Nu știu, pastile. Aici bă este vorba, până la urmă, ați văzut. Președintele Biden a anunțat că există o echipă care se ocupă în cadrul NATO și în Statele Unite care se ocupă. De strategia de răspuns în cazul posibilității unui război chimic sau unui război nuclear. În momentul acesta nu există date precise că noi am putea fi NATO, că zona aceasta ar putea să aibă vreun un, un atac din această perspectivă. E sigur că nici noi nu am declanșat la nivel național, pentru că nu suntem nici într-o stare de alertă, nici de urgență, nu am declanșat, să zicem așa, o pregătire masivă pentru asta. Vedem planurile NATO și lucrăm în armonie cu ce se întâmplă, în funcție de informațiile care există, ne racordăm la un plan care există. Dar nu există, din perspectivă militară, de exemplu, unitățile noastre militare sunt pregătite pentru posibilitatea asta și încă de câteva săptămâni. Am discutat cu, în colegiul nostru despre activarea unităților care se ocupă cu răspuns și cu apărarea în domeniul chimic. Dar asta este sigur la nivelul militar. La nivelul apărării civile există planuri care sunt gestionate, cred că mai degrabă, de Ministerul de Interne, dar în sigur cu, și cu Ministerul Apărării, și aceste planuri sunt legate de adăposturi măști, protecție, dar nu este cazul în acest moment să facem exerciții în acest sens, pentru că nu avem în acest moment datele că există un, un pericol. Dar e bine să fim precauți. Dar e bine să fim precauți și toate elementele care țin de un posibil conflict se află pe strategia pe care NATO o, o face și noi ne racordăm la această strategie. Noi avem propria noastră strategie de apărare este foarte precisă în ceea ce vește toate tipurile de agresiuni posibile. Evident că în acest moment activăm numai ceea ce este necesar pe baza datelor concrete care, care există, deci nu este cazul să ne panicăm și nici nu trebuie să căutăm alte mijloace de protecție, să spunem, personală, cum s-a întâmplat cu iodul, de exemplu... Dar Ministerul Sănătății a comandat 30 de milioane este de pastile. Este important să ai pastile, dar este, este la fel de important să nu le folosești decât atunci când este cazul, să nu le folosești decât la sfatul medicului. Dumneavoastră pentru... sunteți sociolog. Astfel de mesaje, anunțuri, nu știu cum să le numesc, care vin de la Minister, că Ministerul... Procură 30 de milioane de, de. Nu induce cumva o panică în rândul cetățenilor? S -s -s este, Românul se întreabă oare de ce să-mi da, iau sigur, pastile. Poate. Dacă, dacă anul trecut a cumpărat un milion de pastile de iod, de exemplu, pentru că știți că în anumite zone ale țării, eu știu că în zona Bisiței de unde sunt, sunt o serie de localități, cred că și noi când eram copii, dacă există o deficiență de iod în apă în zona respectivă, se, ne dădeau pastile de iod, țin minte, la școală. Dacă anul trecut ar fi cumpărat și nu era război, ar fi cumpărat Ministerul Sănătății un milion de pastile, nu ar fi scris nimeni. Evident că aici sunt câteva lucruri care sunt importante. Este important, într-adevăr, ca lumea să se uite la mesajul pe care îl dau uh, instituțiile. Nu neapărat la ce fac instituțiile, pentru că se poate interpreta greșit. Eu am avut o grămadă de, face, de fake news uh, și uh, am publicat pe site-ul nostru, pe la mine, pe Facebook și peste tot am încercat să arătăm pentru că au apărut, de exemplu, uh, efectele unor legi. Noi avem o lege de pregătire a economiei pentru apărarea patriei și de pregătirea populației, care sunt niște legi vechi, încercăm să le schimbăm acum într-un pachet nou care va veni în transparență, apoi la un Parlament, un proiect de lege primind legile securității updatate după ceea ce s-a întâmplat în ultima vreme. S-a discutat despre asta, foarte mult. Dar acolo, de exemplu, în fiecare an ar trebui făcut, -o, făcut un registru al celor care ies care sunt în rezervă, care au făcut stagiu militar și sunt în rezervă și care trebuie scoși medical din, din evidența armatei. Și atunci da. se trimite la instituții, medicii au, iau în evidență pe cei care sunt, îi întreabă cei de la Inspectoratul de la Sănătate cu cei de la Centrul Militar Județean, colaborează și fac statistica. Cine au avut afecțiuni? Ce s-a întâmplat cu ei? Dacă a plecat din țară ca să nu mai ai pe lista respectivă. ei Corect. Da. Lucrul acesta a făcut anul trecut, au rămas niște restanțe și s-a întâmplat în vreo două județe, au trimis hârtia respectivă la Direcția de Sănătate. Direcția de Sănătate a trimis la medici și familie și atunci a ieșit în presă și dintr-o dată s-a creat, panică că va fi mobilizare. Nu era vorba de nicio mobilizare. Sigur, era vorba de un pic de neatenție din partea și de neînțelegere a mediului social, din partea celui care a trimis această adresă de la Centrul Militar, că putea să mai aștepte un pic, să se gândească la ce efecte avea asta. Avem exerciții de mobilizare planificate, care se aprobă de CSAT de exemplu, pentru rezerva de stat. Trebuie să verifici rezerve de stat și acolo înseamnă și ai o mobilizare prin oraș, oamenii o să vadă uniforme, văd că se întâmplă mișcări și atunci se sperie. A fost la București, de asemenea, o neinspirată cerere, dar care este conform legii, legii care există în acest moment. Doar că niște funcționari nu s-au gândit, au, gândit birocratic nu s-au gândit că ar putea să creeze un efect de panică. Deci, E bine ca oamenii să interpreteze mai degrabă ce primesc ca informație și să se uite dacă este o sursă de informație. Nu este cazul în acest moment să mobilizăm în niciun fel. Am spus-o de mai multe ori: nici oamenii la armată nu pot să facă cei care n-au făcut stagiu militar, nu pot fi mobilizați, chiar dacă au 20 de ani, pentru că -au făcut, nu sunt pregătiți pentru armată, noi avem o armată profesionistă, există în caz de mobilizare sau război, există uh, o mobilizare a rezerviștilor, dar nu pot să mobilizez oamenii de avalma, cei care n-au făcut armată, există pentru asta legi,